În România, sărăcia în rândul copiilor a atins cote alarmante, iar numărul celor care nu merg la școală crește îngrijorător. Însă acolo unde neputința statului persistă, este nevoie ca fiecare dintre noi să se implice. Toți copiii merită șansa unui viitor mai bun și doar împreună putem să le schimbăm viitorul. Destine este o campanie în cadrul căreia oricine poate deveni prieten al unui copil care are nevoie de sprijin pentru a merge la școală. Darius Nemes provine dintr-o familie cu 6 copii. Trăiesc în fiecare zi cu numai 4 lei. Dar asta nu îi împiedică și nu îl împiedică pe băiat să viseze măreți. Învață bine și este pasionat de ciclism și fotbal, iar cea mai mare dorință a lui este să aibă o bicicletă nouă cu care să poată participa la competițiile sportive care au loc în orașul său. 6 copii din Ogna Sibiului trăiesc la limita sărăciei. Sunt crescuți doar de mamă, iar singurul venit îl reprezintă alocațiile. Banii abia le ajung pentru pâine, iar datoriile acumulate sunt considerabile. Dar asta nu o împiedică pe mamă să-i crească pe cei mici cu drag de școală, singura șansă de a avea un viitor mai bun. Darius are 11 ani, învață bine și este pasionat de ciclism. Își dorește o bicicletă nouă pentru a participa la diverse concursuri. Îți place să te dai cu bicicleta? Vrei să participi și la concursuri? Îmi doresc foarte mult o bicicletă, că bicicleta mi-a luat-o tati când era acasă și acum e foarte veche. Vreau să particip la concursuri, să mă dau cu ea. Când vei fi mare, ce vrei să te faci? Fotbalist. Ai un fotbalist preferat? Cristiano Ronaldo. Darius este ambițios și vorbește cu mândrie despre reușitele sale sportive. Din păcate, situația familiei reprezintă un impas atât pentru el, cât și pentru frații și surorile sale. Calvarul familiei Nemes a început în urmă cu un an, când tatăl, care lucra ca hornar, a condus un moped fără permis și a ajuns la închisoare. Și cum vă descurcați voi? Mai greu, că de când tata la închisoare... Mai greu un pic. Ai văzut? Ce ai spus când ai fost ultima dată la el? Că-l iubesc și de-abia aștept să vin acasă. N-am ați venit numai alocația la copii de 620 de lei. N-am plătit chiria pe 4 luni, apa, taxele la bloc. Cei care vor să ajute să devină prieteni pentru Darius se pot înscrie pe site-ul campaniadestine.ro. De asemenea, se pot face donații în contul alocat special campaniei, specificând clar numele beneficiarului. Campania Destine este un demers al Fundației Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României. Și din păcate, de astfel de cazuri o să ne mai lovim. Important este că putem să facem ceva pentru acești copii. E ziua copiilor și toți trebuie să fie fericiți, nu? Adi, bună dimineața! Bună dimineața, Nadina! Schimbă destine, depinde de tine. Este sloganul acestei campanii a Fundației Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României și este plin de mobilizare. Nu e doar un slogan, fără îndoială este o chemare la acțiune și o chemare ce sunt sigur va fi urmată de foarte mulți dintre dumneavoastră, pentru că așa cum ați făcut-o de fiecare dată, v-ați arătat solidari cu astfel de demersuri care nu sunt doar de o zi, nu sunt doar pentru ziua asta a copilului, ci sunt pe termen lung, pentru că e nevoie de sprijin pentru acești copii care au încă determinarea, în ciuda greutăților cu care se luptă în fiecare zi, să-și clădească într-un fel viitorul. Și mă bucur pentru că în această dimineață o am împreună cu mine pe Octavia Geamăn, un jurnalist observator. Bună dimineața, Octavia! Bună dimineața. Și mesagerul principal al acestei campanii a Fundației Dan Voiculescu, schimbă destine. Bună dimineața, cum spuneam, și drum bun, pentru că vei avea mult de călătorit în această campanie. Bună dimineața, dar să știi că eu călătoresc cu sufletul deschis și cu gânduri bune și sunt fericită că pot lua parte la această campanie, cu atât mai mult cu cât vine într-o perioadă în care sunt... și mai sensibilă în fața unor astfel de cazuri, pentru că de cele mai multe ori când vedem astfel de cazuri prezentate la televizor, le vedem ca pe simple știri, ne impresionează pe moment 2-3 minute cât durează materialul respectiv și apoi trecem mai departe, ne vedem de treburile noastre. Nu ne influențează și nici nu ne afectează existența pe termen lung. Dar prin campania Destine, să știi că într-o oarecare măsură ne dorim să schimbăm puțin și această mentalitate și să înțelegem cu toții cât de important este să privim cu atenție și spre nevoile altor copii, nu doar nevoile celor pe care îi avem în curtea noastră. Fiindcă numai prin educație putem merge înainte și numai prin educație putem răzbate. E de altfel crezul și al profesorului Dan Voiculescu și desigur și motorul care a determinat mai toate acțiunile fundației pe care o patronează, și anume de a investi în educație ca soluție implacabilă pentru
pentru astfel de schimbări în destinul unor copii. Ce presupune campania? Am văzut că unul dintre demersuri este să-ți găsești un prieten. Fiecare dintre noi poate să facă asta, fiecare dintre noi exact. Poate să se transforme în prieten un astfel de copil care are nevoie de cineva care să-l țină de mână atunci pe drumul lui spre școală. Corect, și ai punctat foarte bine, este important că cineva, domn profesor, a înțeles cât de important este să investim în educație pe termen lung. Pentru că de obicei campaniile au un demers pe termen scurt, ajutăm de Paște, de Crăciun și ne oprim acolo cu ajutorul. Așa. Dar noi vrem să găsim prieteni pe termen lung. Pe campania destine.ro avem deja aproape 30 de cazuri de copii care au nevoie de ajutorul nostru, sunt copii senzațional, foarte bun la carte, care își doresc să-și depășească condiția, provin din familii foarte demne, care atât pot să le ofere, până la un anumit nivel. Am văzut una dintre poveștile acestea absolut, absolut tulburătoare, o familie, cred că din Telorman, dacă nu greșesc, care făcea credit la fiecare început de an școlar pentru a-și putea trimite copiii la școală. Cred că erau 9 copii, din care 6 mergeau la școală. Exact, pentru a le cumpăra rechizite, pentru a putea să le ofere îmbrăcăminte, carte, cărți și așa mai departe. Dar să știi că sunt foarte multe cazuri de genul acesta în care părinții fac credit la bancă pentru a-și ajuta copiii nu doar la începutul anului școlar, ci și pe parcurs. Și iată, ajutorul pe care noi îl propunem, da, celor care se uită acum la noi și își doresc foarte mult să se implice în această campanie și să fie prietenii unora dintre copiii pe care îi avem pe campania destine.ro, este să ofere sprijin pe termen lung, nu neapărat financiar, ci și să ofere diverse bunuri, de la îmbrăcăminte, încălțăminte, rechizite. Dacă, de exemplu, cineva a încheiat cu cărțile de povești pentru copii și le-a pus într-o cutie și le-a abandonat, păi să nu le lase acolo să se pună praful pe ele și să le doneze altor copii care au nevoie să învețe. Și există un cont pe site-ul campaniadestine.ro unde oricine vrea poate să facă donații, de exemplu, dacă vreți să plătiți cursurile de pregătire la matematică pentru un copil, sau mai avem pe cineva care parcurge de 3 ori pe săptămână distanța dintr-un sat de lângă Vaslui până la Vaslui pentru a lua lecții de canto, pentru că îi place foarte mult să cânte muzică populară. Acest copil plătește, părinții lui plătesc 7 lei pentru bilet de 3 ori pe săptămână. Știu, pentru noi 7 lei este nimic, de multe ori îi lăsăm rest la magazin, dar pentru familii care trăiesc din câteva sute de lei sau poate nici atât, este foarte mult. Și uite, dacă cineva se uită acum la noi și vrea să fie prieten, poate să-i plătească biletele până când termină copilul lecțiile de canto, până când va ajunge acolo unde își dorește. Eu am auzit și totul că se realizează, scuză-mă o secundă, te rog, totul se realizează într-o transparență totală. În momentul în care donezi acei bani în cont, alegi cazul pentru care vrei să fie donați și ai tot timpul acces să vezi unde se duc, cum se duc. Și desigur, cei de la fundație, da, cei de la campania destine.ro vă vor pune în legătură cu copiii pe care vreți să-i ajutați, cărora vreți să le fiți prieteni. Campania destine.ro, așadar, e locul de întâlnire, e platforma unde cei care doresc să ajute pot să o facă și unde îi vor găsi pe cei care au nevoie de ajutor, dar cred că peste cele 30 de cazuri de până acum vor fi multe, sunt sigur, se vor tot adăuga, probabil. Sigur. Într-adevăr, și oricine, cred că în special în provincie sunt astfel de cazuri. Oricine poate semnala prezența unui caz în apropierea casei lui, trebuie să intre pe site-ul nostru, completează formularul, apoi o echipă de la fundație investigează cazul, cum sună. Așa, și după aceea vom pune în legătură prietenii cu copiii respectivi. Tu vei fi și alături de mulți dintre acești copii, da, și alături de Darius, cunosc. Și alături de alți copii, ori de câte ori va veni bucuria și să cumva visele lor se vor împlini. Sunt sigură că cine a văzut materialul de astăzi, da, cu Darius, care își dorește o bicicletă, nu o să rămână imun, da, și va face asta și cred că în scurt timp Darius își va primi cadoul. Țineți minte așadar această adresă, campaniadestine.ro, vizitați-o și nu doar ca să aruncați o privire, ci ca să întindeți o mână. O mână care e foarte importantă. Fundația Dan Voiculescu doar vă propune această deschidere, depinde de tine, să schimbăm aceste destine. Și cred că putem să o facem mai mult decât tresărind așa, privind ochii unui copil care uneori, deși are visuri mari, se împiedică de obstacole mici.
și uneori viața lor e presărată cu astfel de obstacole mici care împiedică să-și ducă la îndeplinire visurile. Haideți să fim împreună cu ei. Nadina, știu că și tu o să o faci deja și eu o să o fac și tricoul ăsta e doar așa, un simbol, dar dincolo de mesajul de pe el, cred că fiecare dintre noi îl are undeva în minte.